Țineți-vă bine că urmează să vă nenorocesc ziua cu ce urmează să auziți. Cel mai tânăr pensionar din România este un polițist de doar 25 de ani din Satul Mare, care a ieșit la pensie specială, bineînțeles, după doar 5 ani de muncă. Mă, suntem nebuni la cap, am luat o razna toți. Cum mă să fie posibil așa ceva? Și stați așa, că asta nu e tot. Polițistul ăsta de doar 25 de ani s-a pensionat după ce, în urmă cu un an, a fost prins drogat la volan în uniforma poliției. Adică un coleg de-al lui l-ar fi oprit întâmplător la un filtru de control și l-ar fi prins că ar fi consumat substanțe interzise. Acum, ce a urmat, n-are rost să vă zic, că știți și voi. Acum, un an mai târziu, polițistul ăsta, băiat deștept, a invocat presiunea la locul de muncă și s-a pensionat pe motive de ordin psihologic. Mai exact, un medic din Satul Mare l-a declarat apt de muncă limitat la doar 4 ore, adică așa un fel de part-time. Fiți atenți că abia acum vine partea fabuloasă. Știți ce pensie primește polițistul ăsta la doar 25 de ani? Nu, că nu se poate așa ceva. 3.000 de lei pentru doar 5 ani de muncă. Sunt oameni care muncesc o viață întreagă pentru o pensie de 1.500 de lei, iar polițistul ăsta drogat ia 3.000 de lei pe lună pentru tot restul vieții lui. Păi de asta e, mă, țara asta unde e? Și ne mai mirăm de ce pleacă tinerii din țară, da? Păi cum să nu-ți vină să te iei cu mâinile de cap și să urli când vezi asemenea bătaie de joc?